Echipa Energofish, în frunte cu multiplul campion național Benzar Jolt, vă invită la un pescuit la Tehnica Match pe timp de primăvară. Protagonistul emisiunii de astăzi a efectuat principalele pregătiri, printre care a umectat nada, a sondat apa și a ales montura potrivită pentru acest anotimp, iar acum este gata să vă prezinte câteva lucruri care pot fi folosite și de dumneavoastră în pescuitul de zi cu zi. Din nou suntem pe lacul Sărulești, în zona unde se practică pescuitul de agrement, așa numitul clasă C. Azi pescuiesc la tehnica Sheffield, o tehnică foarte îndrăgită de mine, și o să vă arăt cum se prinde plătica în apă ușor, ușoară încălzire. Apa are undeva 5-6 grade și peștele încă nu se rănește intens, dar putem jongla cu combinații de nadă și aromă, inclusiv și momel vii. Acum o să armesc urlegul cu 3 libelule plus un vierme alb. Fac un contrast ca să observe peștele mai repede. Cârligul e de mărimea 12, fofacul de 10, că totuși în perioada asta încă plătica mănâncă foarte fin și ne trebuie o montură de finețe mare. După cum vedeți, fofacul e atașat la un vârtej mic, mărimea 18, chiar 20, o alică mică de 0, numerul 0,07 undeva, e reglat ca să se vadă antena când se ridică, cam aici e reglat antena plutei și în moment ce ridică alica de contact cam iese un centimetru din apă plută. Plumbajul principal undeva e dus la 30 de centimetri, un plumb culisant de 4 grame și 3 plumbi, în total undeva aici am 5 grame plus alica de contact. Dacă se intensifică vântul, atunci pot să scot din șaibele plutei și să completez cu plumb pe firul principal, dar deocamdată nu e așa vânt mare, nici nu e curentul mare. Pluta ce folosesc e o plută clasică pentru pescuitul la plătică între apă, dar și pe fund. Deci foarte important la pescuitul plăticii să aveți antene foarte subțirei, mai ales prelungit cu o bucată de carbon, și atunci e cel mai senzitiv plută. În timp ce nada și-a tras suficientă apă și a ajuns la consistența dorită, Jolt a sondat apa. Astfel, am descoperit că trebuie să pescuim undeva la 22-24 de metri, acolo unde am găsit ultimul prag dintre cele trei. Aici, adâncimea apei are aproximativ 6 metri. Între timp, reglăm pluta ca să obținem adâncimea potrivită și cârligul să fie exact pe prag. Așa e înăuntru și pragul și încerc să pup momeala la buza pragului de jos, că acolo tot timpul se hrănesc peștii de talie mai mare. Dacă nădim intens și peștii fac prezență în beșug, atunci putem să pescuim și mai sus, sus pe prag, așa, că îi place foarte mult la plătică. Deci nada, încerc să trag cu praștea aici, aproape de buza pragului. Din moment ce pornește curentul și valurile, curentul duce întotdeauna jos, în adâncime nada, deci niciodată nu trag în adâncime, că urmează să pornească curenții și îi duce pești mai în larg. Deci distanța reglez aici undeva pe buza pragului și cu jumătate de metri nădesc mai în față pe prag. Nada e o combinație
binecunoscută de special concurs, amestecat cu pastoncinul și cânepe prăjită. Puțin e supraumectat și am pus și foarte puțin pământ în el. În nadă vie am pus circa 200-300 de grame de viermuș opăriți și o mână de libelule. Am făcut o înădire masivă, aștept peștii o să intre puțin mai târziu pentru că apa încă e rece, dar urmează să vedem pe parcurs cam cât timp trece, cu ce mumel, cu ce cârlige prindem peștii sau cum putem să selectăm dacă intră pe vat. Am pregătit o nadă mai lipicioasă, de aceea am adăugat și un pastoncino galben care ajută ca nada să se desfacă mai repede. În această zonă se pescuiește foarte mult, iar peștii sunt obișnuiți cu zgomotul coșulețelor folosite de pescarii de feeder. Vedeți cum am și picat bulgărele, imediat aș ridicat antena plutei. Este o plutică mai frumoasă, poate că un caras. Nu știu, că în ultima vreme, după ce am auzit de la pesca, se prind și caraș frumoși aici, în zona la Sălcii. Caras sărite și peste 2 kg. Da, asta e o plătică, chiar agățată în aripa. Înseamnă că peștii sunt pe vat. Trebuie să strâng mai bine bulgărele de nadă ca să se desfacă numai jos, că altfel se ridică plătica între ape. Nu mă deranjează deloc dacă se ridică între ape. Am o teorie privind cum se prinde peștele. Încearcă să prindă întotdeauna unde îi place să stea. Cu meciul e foarte ușor să jonglați cu adâncimea. Practic e foarte simplu, dau jos opritorul, îl mut un metru, încerc așa să ridic opritorul în 10-10 cm, unde, după cum am zis, atunci e adâncimea bună când jumătate la trăsături sunt peduse, jumătatea pe ridicate. Dacă toate trăsăturile merg numai jos, atunci înseamnă că peștii stau mai jos, se ridică, ia momeala în gură și se scufundă înapoi. Dar atunci nu prea e adâncimea potrivită pentru plătică, deci mut adâncimea sus până încep să văd că se ridică antena. Trăsătură foarte frumoasă pe ridicate. Cum am mutat adâncimea mai jos, trăsăturile se văd mult mai clar. Și cu 4 vieri tot aceeași plătici prin. Cârligul e agățat pe buza de jos. Foarte rar văd așa ceva. De obicei îl prind în buza de sus, dar se vede clar că pescuiesc cu momeala pusă jos pe fund. Să vorbim puțin despre echipament. Nu prea sunt fan eu al lansetelor telescopice de meci. Totuși anul ăsta a reușit să aducă pe piață în firma Energofish o lansetă de meci telescopică. Este vorba de lanseta telescopică Telemeciu 390. Se produce în două mări. Am avut o trăsătură pedusă foarte fină. Deci eu acum am adus aici pentru testări în lungimea de 3,90. După cum vedeți foarte bine preia șocurile cum se zbate plătica. Totuși apa rece, dar plătica se zbate cu putere. Plăticile de la Săruleș foarte
vestite că au o rezervă de forță. Se vede foarte bine în gură cum e agățat cârligul, un vierme alb și trei larve de libelule. Pe parcurs o să încerc să renunț la libelule, poate că o să fac o selecție. Dar să revenim la echipament. Deci bățul e construit dintr-un carbon high modular IM10 cu inele SIC, mulineta Ryobi Arctica. Asta folosesc des la partidele mele de feeder și inclusiv și la meci. Are o frână micrometrică foarte sensibilă, foarte bine se poate regla, chiar puteți să pescuiți cu forface de 008 fără nicio problemă. Firul e la Russo Sinking, conceput pentru pescuitul feeder. Acum tot e un fir care se pretează și la pescuitul match. Important e să se scufunde bine. Firul principal are diametru de 0,20. Forfacul acum am pus 0,10 mm cu un cârlig de 12. Pluta are 16 grame și greutatea ce am pus pe firul principal undeva 5 grame plus alica de contact cu un vârteș foarte mic ca să fie foarte sensibil reglajul. Aici aș putea să pescuiesc și cu un gramaj mai dur ca să coboară mai repede montura, dar în perioada asta încă plătică mănâncă foarte fin și trebuie să merem la limita finețe undeva ca să găsim echilibru perfect. Pluta să coboară destul de repede, dar în același timp să fie destul de sensibilă și pentru a vedea trăsăturile plăticilor. Iată că am reușit să ratez o plătică. Da, cred că era o plăticuță mai mică, că a mușcat puțin libelulele. Pus un buchet foarte mare de libelule, cum vedeți, circa 10 bucăți. Am reușit să-l păcălesc. Nada e făcut puțin mai lipicioasă, nada de întreținere vorbesc, că de la început am dat o nadă mai. Ați văzut, după ce a și picat bulgăre lângă antena plute, instantaneu a ridicat antena. Deci, clar că reacționează foarte bine la nadă, plătica, zgomot de fapt. Cu cât nădiți mai ritmic, așa vin și trăsăturile. Încercați să strângeți nada de întreținere acum
cât mai bine, nu ca la nădirea grea unde se face și un nor mai mare. Încerc să concentrez plăticile în jurul cârligului momelii. Începe să se strângă și plătica mai mare pe lat. Deci am reușit să capturez o plătică care mai are un cârlig în gură. Vedeți? Vedeți că cineva a reușit să scape, mă gândesc ca pescuit la feeder, că are un forfac de o lungime de circa 60 și pescuia cu bucată de râmă, deci nu de mult a fost prins cârligul, încă e bun. Nici nu a coborât bine montura și am avut trăsătură. A început să crească și talia plăticilor. Nu cred că există o baltă asemenea în toată Europa cu așa densitate de pește. E foarte vestit de plătici și putem să zicem că pescuim în apă sălbatică.
până prind captura de rămas bun. Să recapitulăm puțin. Da, dar și echipamentul ce am folosit la partida de azi. După cum ați văzut, special concurs amestecat cu aromă de spicy. Trebuie să aveți grijă să nu puneți exagerat de mult, că e foarte concentrat. Puneți puțină nadă vie, vie muș, operiți cu libelule, eventual dacă e curentul mare, foarte puțin pământ. Despre echipament, am pescuit cu telemeci de la Carpex 3, de lungimea 3,90, făcut din carbon high modular, IM10, bulinetă Ryobi Arctica, mărimea 4000, fir principal 0,20 Claruso Feeder Sinking, forfag de 12, plută de 16 grame, plumbajul principal undeva la 5 grame, 5 grame jumate cârlig. Cârligul tot timpul am schimbat pe parcurs, de multe ori dădea randament mai bun cârligul mai mare, când au devenit mai mofturoși, atunci am folosit cârlige mai mici. Am reușit să agăt și plătica de rămas bun. Urmează să vă prezint captura partidei. Cu aceste plăcici i-au rămas bun de la dumneavoastră și până la următoarea întâlnire nu uitați să urmăriți emisiunile Energofish, Pescuit Fără Frontieră, și vă doresc fir întins. La revedere!